Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi mă întorc la dumneavoastră cu o nouă lucrare și anume vom lucra dovlecelul. Așa cum ați văzut proiectul Micuța Vrăjitoare, deci păpușica a fost așezată pe un dobleac mare. Pentru acesta eu voi folosi culoarea portocalie, puteți folosi și culoarea galben chiar, apoi voi folosi croșetul cu numărul 4, pentru a lucra dovlecelul. Pentru frunză și codiță voi folosi culoarea verde și croșetul cu numărul 2 și jumătate. De asemenea, vom avea nevoie de melană pentru umplutură, farfece, acul pentru cusut, lână. Fiind prezentate materialele, vă spun că după acest tutorial voi face micuțul păianjen, pentru că am avut cerințe. Deci vom porni montând un număr de 15 ochiuri de lanț, pe care eu deja le-am pregătit. Eu voi lucra cu firul în două, deoarece este mai spornic. Dumneavoastră, dacă doriți, puteți lucra și cu firul singur. Deci am montat 15 ochiuri de lanț și începând de la cel de-al doilea ochi de lanț, de la croșet, voi face piciorușe scurte, în felul acesta. Ne vom îndrepta către sfârșitul rândului cu piciorușe scurte, în corespondența fiecărui ochi de lanț. La final, bineînțeles, vom avea 14, nu 15, și vom continua piciorușele scurte. Bineînțeles, și dimensiunile dovlecelului pot fi diferite în funcție de cerințele dumneavoastră. Dacă doriți să-l faceți mai mare, veți spune și mai înălțuți, veți spune mai multe ochiuri de lanț. Eu aici, doar pentru a vă explica, am pus acest număr în mod aleatoriu. Am ajuns în corespondența ultimului ochi de lanț. Aici voi face ultimul picioruș scurt, cu atenție, după care voi lucra un ochi de lanț, voi întoarce lucrul și voi continua lucrând acest rând, intrând cu croșetul doar în cea de-a doua jumătate a fiecărui picioruș din rândul anterior. Deci vom lucra back loop. Întreaga lucrare va fi efectuată în acest mod. Noi vom continua lucrând piciorușe scurte, back loop, până la sfârșitul acestui rând. Am ajuns la sfârșitul rândului, voi lucra ultimul picioruș scurt în back loop. În momentul în care am ajuns aici, după cum puteți vedea, avem ochiul de lanț cu care ne-am ridicat în sus la începutul rândului, pentru că fiecare rând va fi egal. Deci voi intra și în corespondența acestuia și voi face un picioruș scurt. Un ochi de lanț, voi întoarce lucrul, deci în momentul în care voi începe din nou următorul rând, voi lucra back loop în același mod. Fiecare rând va fi lucrat identic. Voi continua lucrând pentru dumneavoastră. Să ajungem la capătul rândului, să vă arăt încă o dată modul în care vom continua lucrarea, după care vom lucra singure. Acest model de dovlecel este foarte ușor. Voi continua. Ciorușe scurte, back loop. Vă mulțumesc tuturor celor care ați lăsat comentarii frumoase, tuturor celor care ați vizualizat. Am lucrat ultimul picioruș scurt. Acum voi intra, vedeți, ochiul de lanț cu care am întors, voi intra în corespondența
acestuia cu atenție și voi face un picioruș scurt. Ochiul de lanț, voi întoarce lucrul și voi continua. Așa cum spuneam, vă mulțumesc tuturor pentru cuvintele frumoase, pentru vizualizări. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră. Îmi faceți o imensă bucurie în momentul în care văd că ceea ce lucrez este apreciat. Deci vom continua singure în acest mod, iar noi ne vom reîntâlni apoi pentru a continua lucrarea noastră. După cum puteți vedea, eu am lucrat 14 astfel de rânduri. În acest moment voi pune lucrarea mea în două și cu croșetul voi intra mai întâi în cea de-a doua jumătate de picioruș din rândul care este înspre mine și în prima jumătate de picioruș din partea cealaltă. După cum vedem, aici un pic mai greu intru și voi închide încet, încet lucrarea cu piciorușe scurte. Deci rândul care este înspre mine din cea de-a doua jumătate, pentru că altfel riscăm să facem o linie urâtă. Și nu dorim ca totul să fie frumos. Și picioruș cu picioruș noi vom închide lucrarea în felul acesta. Acum eu o să vă par un pic neîndemânatică, că foarte, foarte greu stau aici așezată și încerc să firmez. Deci vom continua în felul acesta. Vom merge până jos, picioruș cu picioruș. Iar noi ne întâlnim la capătul rândului și vom închide lucrarea apoi. Ajunse la capătul rândului, voi închide și ultimul picioruș de o parte și de cealaltă. Face ultimul picioruș scurt și voi închide lucrarea. De acum voi întoarce lucrarea în felul acesta și uitați-vă cum a ieșit. Deci nu se cunoaște unde am unit. Vom pregăti acul cu ață și vom trece să coasem dovlecelul, să-i dăm forma finală. Am pregătit acul cu ață, voi intra în corespondența primului rând și practic vom lucra, vom coase ca și cum am face o, ca și cum am însăila ceva. Voi intra cât mai sus, vedeți, în modul în care să nu fur din înălțimea lucrării. În felul acesta, voi trece cu acul, am pus firul în două, pentru că lucrarea este dublă, vă sfătuiesc și dumneavoastră, chiar dacă este simplă, să puneți firul în două pentru a închide, va fi nevoie să tragem un pic de fire, să închidem partea de deasupra și nu dorim să ni se rupă ața, bineînțeles, a mea se încălcește, încă o să mă mândresc cu lucrarea mea, așa se spune, mă rog. Și voi continua să cos. Am ajuns la capăt. Odată ajuns aici, voi trage bine firul în felul acesta și voi lega această parte, voi lega practic în felul acesta.
acesta, strângând bine. La fel voi proceda apoi cu cea de-a doua parte. Bineînțeles, aici firele le voi scurta. O să-mi aranjez în felul acesta dublecelul, capetele de fire, vom umple bine, bine cu melana. În acest mod, cu cât vom umple mai bine și în mod uniform lucrarea, cu atât ea se va aranja mai bine. Iar acum vom trece să coasem partea superioară și vom proceda în același mod. Deci voi, practic, ca și cum aș înzeila, voi închide și vom continua singure. Vom continua singure. Ajunse la capătul rândului, exact în același mod vom închide. Vom trage bine firele, le vom lega. Ia uitați-vă, în felul acesta. După care vom scurta firele și le vom ascunde. Iar noi vom trece la partea superioară, codița dublecelului. Deci, partea cea mai importantă am realizat-o. Pentru codiță, așa cum vă spuneam, voi folosi culoarea verde, culoarea care doriți dumneavoastră, nuanța dorită de dumneavoastră. Vom avea nevoie și de firul despărțitor. În acest moment voi face cercul magic. În interiorul acestuia voi face un număr de 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voi închide cercul magic. Voi închide rândul în corespondența primului picioruș cu fir alunecat, în felul acesta, iar acum voi lucra două rânduri de câte 6 piciorușe scurte. Deci vom repeta aceste 6 rânduri, 6 piciorușe scurte de două ori. Avem 3, 4, 5, 6 și cel de-al 6-lea, felul acesta, mai repet o dată, vom întoarce lucrul în felul acesta și voi continua lucrând încă o dată 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, punem în felul acesta, 4, 5, 6, vom plasa firul despărțitor și din acest moment vom face un rând de mulțiri. Deci la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 12 piciorușe scurte. Am realizat prima mulțire, cea de-a doua și vom continua singure. După ce am lucrat în mulțirile, vom continua lucrând un picioruș scurt,
urmat de o mulțire în următorul picioruș. Vom repeta pentru un total de 6 ori, petrec parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând vom avea un număr de 18 piciorușe scurte. Deci, practic, lucrăm în stilul amigurumi. După ce am încheiat și acest rând, vom continua lucrând două piciorușe scurte, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori, petrec parcursul rândului. La sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 24 piciorușe scurte și continuăm singure. Ajunse la capătul rândului, vom scurta firul, vom lăsa atât cât este nevoie să coasem și vom închide și această parte a lucrării. Deci vom închide rândul, vom pune acul și vom coase deasupra. Acest capăt de fir îl vom introduce aici, în interior, pentru a-i da stabilitate capătului codiței, în felul acesta. Se va aranja bine și nu rămâne decât să coasem. Am terminat de cusut codița dovlecelului, așa se prezintă dovlecelul meu. Dacă v-a plăcut ceea ce am lucrat și astăzi, vă rog să lăsați un like, un comentariu, să distribuiți și eu, ca de obicei, mă despart de dumneavoastră cu aceleași cuvinte, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc, vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Și vă salută, Tatiana, la revedere!